Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Non più vrai questi bei panachini. V-am regăsit, prieteni, la 1500 altitudine. Am găsit o minunăție pe care nu speram că o să o găsim vreodată. La noi în țară sunt destul de rar, din ce am înțeles. Se numește moșneagul pădurii. Denumirea științifică este Strobilomyces strobilaceus. Iar el este o minunăție, arată foarte bine. Acest exemplar pe care l-am găsit este unul mai tinerel, un puișor. Imediat ne uităm și pe cărticică. Este acesta. Avem aici pădure de foioase și sunt și câteva exemplare de conifere. După cum se vede, poate fi găsit în orice pădure de foioase sau de brazi de conifere. În secțiune trebuie să devină un pic cenușie carne, ia să vedem. Specie asemănătoare, doar hribul întunecat, care este necomestibil, dar nu este otrăvitoare, deci cam greu de confundat. Este minunat. Suntem în traseu turistic și chiar pe drumul traseului am găsit minunăția aceasta. Da, este hrib pentru că are burețel. Este foarte, foarte frumos și un exemplar extraordinar. Nu ne gândeam că o să găsim așa ceva. Este minunat. Este foarte greu de confundat cu o altă specie necomestibilă, otrăvitoare nici atât. Deci, dacă îl găsiți, nu ezita să-l luați. Moșneagul pădurii și cu puiuțul lui. Aici am găsit un adăpost pentru drumeții obosiți.